Doamne ajută și bine v-am regăsit, stimați iubiți ascultători ai Radio Dobrogea, la această nouă ediție a emisiunii Lecția de Religie. Bogdan Nicolae Mateescu vă dă întâlnire cu tema Rostul lucrurilor și voia lui Dumnezeu. Bineînțeles că l-am invitat pe domnul avocat Filip Ionel, partenerul de emisiune, pentru acest lucru. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit pe dumneavoastră, radioascultătorii dumneavoastră și privitorii. Din cauza că vom aborda această temă, rostul lucrurilor și voia lui Dumnezeu, din ambele perspective, și juridică, și social-economică, ca și derivată a celei juridice care reglementează lucrurile în societate, dar și teologică. Și am pregătit pentru dumneavoastră din Sfânta Evanghelie după Ioan, apostolul și teologul, o pericopă care este foarte cunoscută, dar să vedeți dumneavoastră cum se tălmăcește ea din punctul acesta de vedere al înțelegerii rostului lucrului în lume sau rostului lucrurilor din lume, faptelor, evenimentelor, ce înseamnă viața în ultima instanță, împrejurări și circumstanțe. Așa că, stimate domnule Filip Ionel, în condițiile acestea, prin rost, înțelegem totuși un fel de utilitate socială a faptei respective, rostul unui fapt sau rostul unei fapte sau rostul unui lucru. Trebuie să fie cumva util, iar societatea reglementează într-un anumit fel aceste utilități, aceste necesități care corespund necesarului societății. Rostul. Are un rost sau n-are rost? Fapta respectivă, cum privește în jurisdicție societatea această noțiune, rostul? Această noțiune de rost, eu am să intervin oarecum un pic tehnic. Tot s-a făcut... Pornim de la ea și după aceea... Exact. Desfacem firele. O societate are nevoie de anumite norme, reguli. De fapt, plecăm de la noțiunea de regulă. Are nevoie de anumite reguli. Reguli stabilite de comun acord, într-un mod de guvernare acceptat de către indivizii... De conducere, să-i spunem așa. Conducere, guvernare. Da. Și astfel, acele reguli sunt expuse și puse în operă prin emiterea de norme. De către cel care conduce. Și care este acceptat de către cei care sunt conduși? De către cei care sunt lăsați să fie conduși. Da, care se lasă să fie conduși de către alții. Acceptă. Sunt de acord. Acceptăm liber acest aspect. E o convenție socială, practic, da? Nu? Un contract social. Contract social, tot s-a vehiculat această noțiune de contract social, mă rog, pe parcursul anilor de după Revoluție. Această normă, practic, ce este? Este o regulă pe care o stabilim pentru anumite domenii, un mod de desfășurare în anumite domenii. A lucrurilor și faptelor, a acțiunilor și inacțiunilor oamenilor. Și ni se spune, trebuie să faci X lucru, dacă îl faci, nu suporți niciun fel de coerciție, însă dacă nu îl vei face acel lucru, suporți consecința consecința nerespectării. Deci, practic, toate faptele noastre, toată activitatea noastră curentă primește această reglementare, această stabilire a ordinii de desfășurare a anumitor lucruri. Cu care oamenii sunt de acord. Acordul intervine prin prisma cetățeniei pe care am dobândit-o, eu, la un anumit moment dat, în acest areal, în acest stat. Acordul pe care îl dă cetățeanul vis-a-vis de această problemă, referindu-ne la această problemă, a lucrurilor dintr-un anumit domeniu, care se petrec într-un anumit domeniu, într-un anumit fel, acordul cetățeanului
este reflectat prin ce anume? Prin necesitățile pe care el le are și pe care vrea să și le acopere prin societatea pe care o reglementează aceste norme, nu? Da, adică eu vreau să vin să spun, nu este un acord expressis verbis, adică consemnat într-un fel, pe un anumit suport. Este un acord pe care cetățeanul îl dă prin însăși modul în care înțelege să se manifeste personal în cadrul acelei societăți. Reglementate în felul acela. Reglementate în felul pe care l-am amintit, adică reguli care guvernează anumite domenii. De fapt, când venim și spunem... Un ansamblu de reguli, practic. Un ansamblu de reguli, că practic, până la urmă, vorbim de ansamblul regulilor la un anumit moment dat, care se impun anumitor oameni dintr-un anumit spațiu. Și astfel obținem noțiunea de drept. Și, practic, acesta este specific civilizației respective. Absolut, pentru că ne întoarcem... Din arealul acela. Da, ne întoarcem un pic în istoria popoarelor și vedem și constatăm că cei mai evoluați ca societate au fost romanii. În perioada respectivă. Da. Și oare de unde venea această dezvoltare? Prin stabilirea acestei ordini asupra modului în care cetățenii trebuiau să se manifeste. Adică printr-un sistem de norme, un sistem de drept foarte solid. Deci am amintit noi odată într-o emisiune despre faptul că exista Pax Romana. Pax Romana, exact. Acesta era sistemul de norme, de tot dreptul roman și care stă la baza dezvoltării civilizației actuale, dreptul roman. Dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine. Nu știu câte examene din treaba aceasta. Facem parte din ramura dreptului romano-germanic. Noi, ca și popor. Da, deci asta din punctul de vedere al acestor reguli. Exact, a regulilor. De conviețuire socială. De conviețuire socială, nu? Da. Da, deci da. Spuneam că nu există un acord expressis verbis. Deci rostul acestor reguli, dacă să iei să ne gândim la toate, de unde ar veni? Adică necesitatea ca oamenii să se înțeleagă între ei, să poată conviețui, să se sprijine unii pe alții, de fapt, de unde vine? Să spunem de la conservarea speciei, necesitatea conservării speciei? Este, și îmi permis să spun, este o chestiune naturală. Deci, așa. Care derivă din condiția noastră umană. Adică să nu-și dea în cap unii altora, să se sprijine reciproc ca să se dezvolte și se înmulțesc atunci. Absolut. În loc să se diminueze populația. Da. Și atunci necesitatea aceasta naturală a individului, a omului, dezvoltă astfel de tip de reguli. Da, ne aducem aminte, facem o trimitere la Vechiul Testament, la teologie, că din decalogul acela celebru, cele 10 porunci pe care Moise le-a primit pe muntele Sinai, de la Dumnezeu, au dezvoltat în sute de ani evrei, vechi evrei, 613 reguli. Și acestea le învățau și le, așa, în loc de 10, erau 603, adică detaliau toate cele 10 porunci în atât de așa normele respective, 613. Și de aceea spunea Iisus Hristos despre ei, despre farisei și despre învățătorii de lege, că voi pe alții puneți să le facă, dar voi înși vă nu le respectați. Fiindcă era imposibil să le respecte, că le poată respecta cineva. Erau foarte multe. 613 care erau principii practice și care trebuiau să fie respectate în toate împrejurările. Nimeni nu reușea să fie perfect. Dar ajunseseră la asemenea dezvoltare a necesității de a impune reguli în societate, ca societatea să funcționeze, încât din 10 porunci, din 10 principii, reguli generale, au divine, de sorginte divină, au făcut 613. E important acest amănunt, sorginte divină. Ei, aici am ajuns cumva. Da, pentru că... Ce vrea să spuneți cu sorgintea divină? De ce este importantă această... Ne întoarcem, constatare. Da, ne întoarcem și iarăși facem trimitere la discuțiile anterioare, pentru că
sorgintea divină cum este prezentă în om. Sau mai bine zis, prin ce este prezentă în om. Pentru că vrem, nu vrem, ne place, nu ne place să acceptăm, avem o parte în noi de sorginte divină. Și probabil că vă referiți la suflet, nu? Exact. Și atunci, prezența divinității în om este sufletul. Prezența sufletului în corpul uman este dat de conștiința individului, adică de vocea permanentă, legătura permanentă între om și Dumnezeu. Deci, să înțelegem așa că în ceea ce a spus dumneavoastră acum, v-ați referit la sufletul omului, care este chipul lui Dumnezeu din om, și care îi dă omului această capacitate de a distinge exact binele de rău, între prin conștiința lui. Între necesitățile lui de bine și de rău. Dar prin filtrul a ceea ce a spus noastră al conștiinței personale. Ea este numită în Sfânta Scriptură viermele neadormit, care roade pe oameni și care nu moare niciodată și care îi macină pe oameni, pe cei care sunt păcătoși, unde viermele lor nu moare și o sândă este veșnică și e gătit focul ghienei pentru cei care sunt păcătoși, care sunt așa osândiți în veșnicie la focul cel veșnic. Și atunci, dacă ne gândim totuși la acest suflet de om, atunci suflarea asta de viață care este în om este însoțită obligatoriu de această formă prin care societatea poate să existe. Adică un rost al lucrurilor. Exact. Rostul lucrurilor se dă de Dumnezeu. Și atunci, în condițiile acestea, dacă Dumnezeu dă rost lucrurilor pentru ca ele să existe, asta înseamnă că lucrul care este făcut cu rost după voia lui Dumnezeu rezistă în timp. Da, este și rezistă în timp. Iată, imperiile astea care au... Imperiul Roman... L-am luat ca exemplu mai apropiat de apus, nouă. Imperiul Roman de apus a fost... A rezistat 1000 de ani. Da. De la 752 înainte de Hristos până la 300 și ceva, 400, când l-au doborât, nu? Ostrogoți. Deci, iată, 1000 de ani. Imperiul Roman de răsărit, iarăși 1000 și ceva de ani. De la 300 și ceva când a fost construită capitala respectivă, Roma. Constantinopolului, da. În secolul IV, da, până în secolul XV, 1452, nu? Când a căzut Constantinopol. Deci, tot cam vreo 1000 de ani, 1000 și ceva, 1000 și aproape 100. La fel și celălalt, tot cam aproape 1000 și 100 de ani. Deci, 1000 de ani, cum s-ar spune. Iată simbolul care este prezent în Apocalipsă, 1000 și miile de ani. Da. În condițiile acestea, dacă regulile acelea care au fost la baza perpetuării modelului de viață de tip roman, Pax Romana, cum spuneam noi, și au ajutat ca această societate pe care au promovat-o și au edificat-o romanii să persiste în timp. Iată, 1000 de ani, nu a persistat 30 de ani de când persistă tranziția asta continuă la noi și care se sfârșește odată și odată. Sperăm. Ci 1000 de ani. În condițiile acestea, ceva s-a întâmplat în acele reguli, la nivelul lor, din moment ce n-a mai rezistat. După 1000 de ani deja era depășită societatea respectivă și a fost aruncată la coșul istoriei. Da. Păi eu zic că acest lucru a fost posibil tocmai din cauza faptului că s-au îndepărtat de Dumnezeu și de voia de rostul și rostul pe care el l-a stabilit în acel imperiu. Acolo e problema. Îndepărtarea și pierderea rostului lucrurilor în mod invariabil conduce la căderea oricărei societăți sau oricărui imperiu. Sau oricărei civilizații. Și oricărei civilizații. Câte au fost pe pământ
nici măcar nu le știm câte da, au fost. Da, da, dar tocmai aceasta este esența. Îndepărtarea de rostul mersului lucrurilor, așa cum a fost el stabilit inițial de către cel care a creat acest rost. Deci, dacă rostul este de la Dumnezeu, rostul în lucru, acela rezistă în timp. Trece peste epoci. Dacă nu e de la Dumnezeu, acesta se va sfârși. Se diluează începe și se sfârșește. Cu vremii, se diluează, se diluează până la dispariție. Dacă nu se bazează pe cel ce este veșnic și care nu este dependent de timp, e deasupra timpului și spațiului, este transcendent. Dacă nu se bazează pe așa ceva, atunci este condamnat să dispară tot ce începe. Absolut. Absolut. Indiferent ce ar fi. Cu alte cuvinte, chiar dacă au început cu intenții bune, ca să facă o societate perfectă, că s-au numit spartani, că s-au numit greci, că s-au numit romani, dar câte și mai câte nu sunt. Da, păi eu cred că scopul a fost unul bun. Civilizația miceniană, că da, sumerul. Deci scopul că, la câte început și... a fost bun. Pentru toți. Da. A fost bun. Scopul... Voiau să facă ceva perfect, exact. Să meargă, să se auto-întrețină, să fie... Și totuși n-a ținut. Păi n-a ținut. De ce n-a ținut? Pentru că nu au respectat acel rost. Aceea ce inițial a fost avut. Adică voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu. Care imprimă rostul lucrurilor din ceea ce se vede și se simte, din ceea ce este practic în mod conștientizat și înseamnă lumea din jurul nostru, înseamnă tabloul lumii înconjurătoare. Deci, această voie a lui Dumnezeu se exprimă printr-un rost al lucrurilor. Un sens. Înțelepții sunt în stare să deosebească sensurile. Da. Adică, dacă are rost un lucru sau nu are rost un lucru. Dacă trebuie făcut sau nu trebuie făcut. Și înțelepții sunt doar aceia care recunosc voia lui Dumnezeu. Da. Fiindcă tot cel ce face... organizează ceva în afara voii lui Dumnezeu sau fără să-i pese de ea, are posibilitatea să fie surprins de faptul că nu-i merg lucrurile pe care și le-a planificat. Eu am să fiu mai tranșant. Nu că va avea surpriza. E sortit eșecului. E direct. Sortit eșecului direct. Nu că va avea el surpriza. Nu. Încă de la început este sortit. A, că va trebui eșecului. A, că va trebui să aștepte el o perioadă de timp. Asta e cu totul altceva. Dar el încă de la început e sortit eșecului. Și atunci, cum am putea să... Dăm doar un exemplu din contemporaneitate. Cum am putea să vedem noi dezvoltarea acestui concept de Uniune Europeană? Iată. Fiindcă atunci când s-a pus problema elaborării Constituției Uniunii Europene, au scos ideea de creștinism. Că Europa a fost formată pe ideea de creștinism. E așa s-a născut. Da. Întâi a fost creștinată și după aceea s-a dezvoltat. Atunci când a căzut Imperiul Roman, de răsărit, Constantinopol, ultimul bastion. Toată elita Constantinopolului, elita științifică, fiindcă se dezvoltase artele, științele și teologia, s-a deplasat spre Italia, spre Occident și așa s-a născut renașterea. Epoca renașcentismului, renașterea. Da. Și așa a fost civilizată și mai departe dezvoltată partea occidentală a Europei. Partea teologică, spirituală, s-a dus spre România. De-aia se spunea Bizanțul după Bizanț, era numită România. Și domnii români, munteni mai ales, dar și cei din Moldova, susțineau muntele Athos. Multe dani, multe biruri pe care le strângeau de la români, acestea se duceau ca să susțină muntele Maicii Domnului, muntele Athos, cu toate mănăstirile de acolo și cu toate cheltuielile respective. Deci, Bizanțul de după Bizanț. Unii s-au dus spre spiritualitate și alții s-au dus spre dezvoltarea pragmatică, tehnologică, științifică, de tip aristotelic. Da. Ei, și atunci iată cele două diferențe între cele două zone geografice.
Sunt diferențe între zone geografice ca și civilizație, ca și tip de civilizație. Una este mai spiritualizată și alta este mai pragmatizată, mai tehnologizată. Acum vrem să împăcăm apa cu uleiul. Să devină miscibile. Adică să se poată... Să le omogenizeze. Să fie omogenizate, da. Eu am să-mi permit să emit, să spun așa, o ipoteză personală, și am să spun că actualul concept al Uniunii, de fapt, este un vechi concept al imperialismului. Pentru că, practic, actuala Uniune tinde spre a deveni un imperiu. Și nu o spun întâmplător. Pentru că tratatul de constituire al Uniunii, printre multe, multe alte chestiuni, impunea o singură cetățenie, o singură Constituție. Vorbeam de cetățenia europeană și vorbim de Constituția europeană. Da. Ori dumneavoastră ați făcut o remarcă extrem de subtilă, și anume, creștinismul, sau mai bine zis, rolul creștinismului în cadrul acestei uniuni. Dar după cum foarte bine putem observa și de actualitate, mare parte din Uniune renunță la această valoare a creștinismului. Adică acele catedrale din Occident care sunt formidabile de frumoase, edificate și curate și întreținute, sunt muzee? Devin muzee. Da? Devin muzee. Sau sunt închiriate pentru ortodoxii care, neavând ce să muncească în țara lor, se duc pe acolo. Exact. Și le închiriază ei. Exact. Chiar închiriază, da, din ele. Sau musulmanii. Sau musulmanii cumpără. Care sunt mulți. Și cumpără. Cumpără acele spații. Le închiriază. În aceste condiții, scoțând din ecuația aceasta ingredientul care asigură de fapt liantul, creștinismul, această uniune va avea aceeași soartă pe care au avut-o și vechile imperii, cunoscute și necunoscute. După părerea mea personală, pentru că nu poți să dai la o parte această valoare care este esențială, încercând să o înlocuiești cu pseudo-valori de tip omenesc. De tip strict omenesc. Adică pământesc. Da. Nu ceresc. Da. Nu transcendent. Exact. Adică nu transcendental. Transcendental, ca să spunem. Spune și în această situație vom avea sau vom fi în postura celor care înaintea noastră au avut un scop bun, pentru că tratatul Uniunii are un scop foarte bun. Da. Toți oamenii și să trăiască în mod decent, să fie, să dezvolte. Prosperitate, sigur, o dezvoltare unitară a populației din cadrul acestora, rata șomajului extrem de mică, rata inflației extrem de mică, adică... Drepturile omului. Drepturile omului, da, da. Ale copilului, ale omului. Da, 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 haideți să nu exaltăm și pe latura asta a drepturilor omului, pentru că se marjează mai mult decât este necesar. Iarăși este o părere personală. Deci doar am amintit respective. Bun. Nu le-am detaliat. În aceste condiții, ce se desprinde esența? Acolo unde dispare creștinismul sau e diluat legătura cu Dumnezeu, rostul lucrurilor se pierde. Și dacă e fără rost, atunci... Și dacă e fără rost... Se usucă și cade. Absolut. Era un banc vechi, da. Nu-mi permis să-l spun. Da, da. Deci, aceasta este legătura între rostul lucrurilor, care, de fapt, îl reprezintă voia lui Dumnezeu. Da, deci în condițiile acestea, stimați și iubiți ascultători, doar am dat un exemplu din ceea ce am stabilit noi ca temă, rostul lucrurilor și voia lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu a creat lumea, așa știm, din iubire, dar prin voia sa, fiindcă el a vrut să spună, să fie lumină, fiat lux, în limba latină,
Nu vreo marcă de Fiat, nu, nu, niciun nu, caz. Nu, nu, Fiat. Fiat Lux, da. Deci să fie lumină. Și el a vrut. Dacă el a vrut, din voia lui s-a făcut. Prin Fiul său, care este cuvântul lui Dumnezeu și care este înțelepciunea lui Dumnezeu, toate s-au făcut. Deci Fiul împlinește. Și Duhul Sfânt, care purcede de la Tatăl și care asigură sfințenia care vine de la Dumnezeu cel Sfânt prin excelență, sfințește totul. Atunci când noi renunțăm la creștinism în această mare lucrare numită, hai să spunem, astăzi Uniunea Europeană. Astăzi, zis, da. astăzi Uniunea Europeană. Da. La această mare lucrare renunțăm la sfințenia pe care Duhul Sfânt o asigură și la Hristos, cel prin care se fac toate, păi atunci orice am face noi n-are sorginte divină. Nu rezistă, fiindcă n-are spatele asigurat. Da, temelie. N-are temelie. Da. E ca și cum clădești ceva pe nisip. Și vin puhoaiele, zicem războaie, vin puhoaiele și lovesc și vânturile puternice și zicem răzmerițe și zicem migrații și alte probleme sociale extraordinare, la nivel global. Și vin și lovesc în casa aceea și casa aceea se va prăbuși și spune Sfânta Scriptură, mare este prăbușirea acesteia. Spunea chiar Iisus Hristos, vorbea despre acest lucru. Da. Când vorbea despre casa întemeiată pe stâncă. Unde a fost în Sfânta Scriptură această idee? Tu ești stâncă, adică piatra, și pe această piatră stâncă îmi voi întemeia biserica mea pe care nici porțile iadului nu o vor birui. Deci pe mărturisirea de credință a lui Petru, care a devenit primul episcop al Romei. Da. Deci primul episcop al Romei. Asta este primatul papal, ei de acolo încep să judece lucrurile, care sunt puțin diferite. Da. De ceea ce ar trebui să fie. Și, deci, pe mărturisirea de credință a lui Petru, aceea a devenit stâncă. Pe temelia aceasta de credință a întemeiat biserica, Iisus Hristos. Pe mărturisirea de credință a lui Petru, dar nu că era Petru, a unui apostol. Da. Și lui a cerut după aceea să aibă grijă, după ce și-a revenit din rătăcirea lui temporară, când l-a tăgăduit pe Hristos, lui a cerut așa să păstorească mielușei mei. El era cel mai bătrân dintre apostoli, adică era și căsătorit, avea și așa familie, așa, și știm de soacra lui Petru, deci era căsătorit. Dacă soacra lui Petru fusese vindecat de către Iisus Hristos, înseamnă că era căsătorit Petru. Și lui a cerut să păstorească mielușei mei, adică pe ceilalți apostoli, să aibă grijă de toată grupa de apostoli. Și, într-adevăr, în prima mie de ani, episcopia Romei, ulterior a devenit patriarhat, dar asta e altă problemă cu patriarhatul din secolul 5-6, episcopia Romei a avut grijă de păzirea dreptei credințe. Când au fost ereziile prin răsărit, erezia lui Arie și arianismul, nestorianismul și multe alte erezii, Roma a avut o atitudine intransigentă. Și au combătut aceste lucruri. Chiar au ajutat pe patriarhii din răsărit ca să poată să combată acolo la ei treburile acestea. Ba chiar așa amenințau cu trupe ca să aducă așa militar ca să distrugă sâmbure de erezie din Orient, adică din partea de răsărit a Europei. Foarte interesant. Și, da, dacă privim la nivel exhaustiv, adică să vedem totul, atunci ne înțelegem rostul lucrurilor. Căci dacă nu ne ridicăm la nivelul de a înțelege totul, adică așa cum Dumnezeu o face și ne dă și nouă posibilitatea, dacă avem sufletele vii, da, adică dacă avem trezvie, și știm ce înseamnă să păzim voia lui Dumnezeu, să cerem, să pricepem de la Dumnezeu prin rugăciune voia lui Dumnezeu și să fim ai lui Dumnezeu, indiferent ce s-ar întâmpla, că suntem spânzurați, că suntem trecuți pe roată sau cine știe ce ni se întâmplă, boli, suferințe, necazuri, tot ai lui Dumnezeu să fim, abia atunci înțelegem voia lui Dumnezeu prin rostul lucrurilor.
Aceasta ne înțelepțește. Iată ce spune Iisus Hristos. Iarăși mai avem câteva minute? A trecut timpul. Da, da. Deci mai avem câteva minute. Din Evanghelia după Ioan, capitolul al 10-lea. Adevăr, adevăr vă spun, cel ce nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe oareunde, acela este fur și tâlhar. Dar cel ce intră pe ușă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide și oile ascultă de glasul lui. Și el își cheamă oile pe nume și le scoate afară. Și când pe toatele lui le scoate afară, el merge înaintea lor și oile îl urmează, fiindcă îi cunosc glasul. Dar pe un străin ele nu-l urmează, ci fug de el, fiindcă ele nu cunosc glasul străinilor. Această pildă le-a spus-o Iisus, dar ei n-au înțeles ce însemnau cele ce le grea. Dar noi am ales-o pe aceasta în sinteză, că după aceea el explică ucenicilor mai mult prin alte pilde foarte frumoase. E vorba de ușa prin care intră ca să găsească împărăția lui Dumnezeu, el fiind chiar ușa. Deci acest lucru este potrivit pentru această noțiune sau acest concept de Uniune Europeană. Iată ce înseamnă. Deci popoarele urmează pe cei care conduc acest concept. Dacă el este al celui care este din veci, adică dacă respectă pe Dumnezeu, care vrea ca toți oamenii să mântuiască și nimeni să nu piară. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să trăiască și să nu piară, și să domnească viața veșnică, să se mântuiască. E voia lui treaba aceasta. Și din cauza acestei voi, a voii lui Dumnezeu, avem ușă deschisă, dacă intrăm pe ușă. Nu să sărim pe oareunde ca un fur și un tâlhar, că atunci popoarele, adică oile, nu vor urma conducerea respectivă, că nu cunosc glasul său. Așa este. E vorba de conștiința fiecăruia dintre noi. Conștiința aceea, legătura aceea, legea morală naturală pe care Dumnezeu a sădit-o și pe care o recunoaștem, fie că suntem conștienți de credința noastră, fie că nu. Fie că recunoaște că suntem credincioși, fie că nu. Dar avem acolo ceva care ne îmbie să ascultăm și să înțelegem pe loc, spontan, cuvântul lui Dumnezeu, când acesta există. Și atunci, în condițiile acestea, nu vor, popoarele nu se pot înțelege între ele. Deja au început să vină două zone. Zona elitei și zona... Aceea e Europa cu două viteze, ca să... Să mai spun altfel, da? Nu? Aceea e Europa cu două viteze. Exploataților. Adică, da, nu? Piețele de consum. Da? Piețele de consum, da. Da. Piețele și bineînțeles că nu le convine oamenilor așa ceva. Clar că nu convine, pentru că dacă conceptul inițial presupunea că suntem toți invitați la masă, să ne înfructăm, să mâncăm din ceea ce noi muncim, acum ni se spune, voi o să stați la o măsuță mai mică, dar tot în apropierea noastră, pentru că știi, la masa asta stau alții, care chiar merită să stea la masa asta. Și ceea ce ne prisosește nouă, vă lăsăm vouă. S-ar putea să vă dăm și eu. Mașini la second hand. Exact. Și așa mai departe. Și... Noi mergem fără dizele. Da. Că așa, dar voi puteți să le luați, să le folosiți. Da, noi scoatem, că nu ne mai trebuie. Că vi le dăm vouă, bineînțeles, da, că da. Există un rost în condițiile acestea. Dar nu este rostul de la Dumnezeu. Exact, nu e rostul. Este rostul celui care este bogat și îl asuprește pe cel sărac. Da. Să ne gândim foarte bine la terorism. Acesta s-a născut din cauza tot a discrepanței dintre bogați și săraci. Deci ei aveau resursele, petrolul. Da. Miezul terorismului de acolo este, acolo s-a născut ideea fundamentalismului respectiv și ceilalți exploatau, n-aveau petrol, dar exploatau resursele lor. Și când decalajul a devenit incomensurabil, în loc să stingă nemulțumirea celor care au exploatați, făcându-le de venind cu fonduri ca să poată să facă asta, să trăiască și ea bine, să fie și ei mulțumiți, ei n-au făcut-o. I-au lăsat pe ăștia să moară de foame. Și atunci ăștia, băi, s-au răsculat. Îți iau gâtul. S-au răsculat. Da. Și așa apar aceste fracțiuni, ca să spunem. Și atunci dispare rostul lucrurilor.
Și tot ce n-are sens dispare. Mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sperăm, stimați și iubiți ascultători, că am fost cumva de ajutor pentru dumneavoastră ca să putem să înțelegem lumea în care trăim și să vedem pe ce drum o apucăm. Bogdan Nicolae Mateescu și Filip Ionel vă doresc o săptămână binecuvântată. Doamne ajută! Doamne ajută!